Bonjurică, bonjurică. Sper că e toți bonavii sănătoși și că ne simtem bine. Mă gândeam aseară în timp ce îmi făceam porția de mers activ, rapid și gâfâiam. Uitam pe stradă și m-am gândit pentru o clipă că multă vreme eram obișnuit să vedem așa ceva în timp ce mâncam floricele. Arată ca un scenariu de film pe care îl cam oprești după 10 minute. Deci, aia, domnule, lasă-o dracu de treabă, că nu e chiar așa. E bine, cam chiar așa este. M-a amuzat toată exaltarea asta cu artificii, o mare bucurie de zici că s-ar fi întâmplat ceva special. Și, pe de altă parte, mă și îngrijorează un pic inconștiența care ne însoțește, dar asta este o altă poveste. Am întâlnit foarte mulți oameni, e o categorie pe care o numesc cea a proștilor deștepți. Și sunt oameni almintele educați care iau decizii foarte greșite și unii dintre ei chiar fac parte din niște categorii profesionale care ar trebui să-i predispună la logică și disciplină. Și par să deja să minimizeze până la dispreț tot ce s-a întâmplat în aceste două luni și nu sunt decât 9 săptămâni sau nu știu cât am stat în starea asta dinainte de liberare. Și cred că ce e periculos abia de acum începe și Doamne ferește să ajungem în situația de a avea o altă stare de urgență. Cum am zis, s-a mai întâmplat prin țările asiatice, se vorbește despre o reluare a carantinei pentru că a explodat numărul de cazuri după relaxare. Bineînțeles, nu că am fi învățat vreodată ceva, dar vorbind în continuare cu părinții mei și rugându-i să-mi povestească tot felul de lucruri, de la prăjiturile copilăriei, la tot felul de alte lucruri legate de familie, mi-am dat seama cam cât de complicat trebuie să fi fost să te naști la începutul secolului. Am eu teoria asta că răscoala de la 1907 este genetic vorbind foarte aproape și că probabil de aia mâncăm noi ca disperații, pentru că încă ne e fomică de la gene. Și m-am gândit apoi, văzând ce era cu strămoșii mei, care au venit din jumate dintre ei au venit din Grecia, mama s-a născut în actuala Ucraina. Și erau vremuri foarte grele și aproape toate amintirile lor țin de restrângere, de lipsă de mijloace, nu sunt pe opulență. Și mă așteptam să găsesc mai multă bogăție în poveștile despre mese. Era cam foame, era greu și se trăia foarte greu și nouă ni se pare nedrept sau că, nu, ori ni se pare nedrept și vrem să ne protejăm astfel încât lumea să nu mai conțină nici măcar un bețigaș pus aiurea în jurul nostru, să fim așa lipsiți total de pericole, ori vrem să înfruntăm cu pieptul gol virusul, altă prostie care circulă și despre care am vorbit și nu mai vorbesc, pentru că mi se pare jenant din punct de vedere intelectual să pretinzi așa ceva. Și mă gândeam cum ar fi fost să ai să le iei pe toate în piept, să o iei de la începutul secolului, să fii copil, să prinzi, nu? Să te naști în 1906 și la 1907 să fugă ai tăi cu tine pe răscoală, să fii copil de țăran, după aia să crești, să prinzi războiul, să prinzi primul război mondial, să prinzi poate și gripa spaniolă, nu? Dacă erai în locurile potrivite, să prinzi alte epidemii care au lovit România în vremurile alea, pentru că eram o țară destul de bolnăvioară încă, să prinzi recesiunea, să prinzi ascensiunea fascismului, să prinzi al doilea război mondial, să prinzi nenorocirea numită comunism și să te obișnuiești cu a trăi în lipsă de libertate. Toate lucrurile astea, vedeți, pentru niște oameni care încă sunt alături de noi, sunt o parte din ele viață, se numesc viață. Și e destul de complicat să le vezi toate astea venind peste tine și să rămâi senin și să zâmbești în continuare. Nouă, ni s-a prăbușit cerul în cap după două săptămâni de izolare și ni se pare foarte nedrept, dar gândiți-vă din când în când cum ar fi fost să vă nașteți în Siria sau în Corea de Nord, așa, dacă vreți să faceți un exercițiu de imaginație,
Și cred că ideea cu artificiile de după această izolare este o prostie sinistră și e încă o dovadă de infantilism și de lipsă de coeziune socială. Până la urmă nu sărbătorim nimic, încă timp niște oameni și-au pierdut viața și nu prea e deloc amuzant și nu ne bucurăm de nimic. Deci ar trebui mai degrabă un pic de reculegere și de recapitulare a lecțiilor învățate între timp și, mă rog, nu că mă aștept la așa ceva, dar zic, scuze că sunt puțin cam apăsător așa, dar nu prea pot să mă abțin zilele astea. Chiar e un gând care tot revine, pentru că mă uit în jur și mi se pare că nu văd deloc rațiune, ci văd numai refulări ale unor sentimente de care probabil ne e frică și cred că e normal să fie așa, pentru că toată perioada asta ne-a cam întors oglinda pe care o plimbam pe fața lumii, mergeam cu ea așa înspre ceilalți și în sfârșit am fost obligați să o întoarcem spre noi și cred că e destul de greu să revenim la contactele umane așa cum sunt ele, pentru că sunt pe viu sau la distanță, dar ne trebuie profunzime și având distanța doar la dispoziție, evident, chiar trebuie să ne batem capul, să vorbim cu noi, să ne punem întrebări, să redescoperim partea asta, să ne stăpânim nervii, ceea ce e foarte complicat. Vedeți și voi cum o să fie în trafic weekendul ăsta, poate că în sfârșit o să vă claxoneze cineva ca pe vremuri, ca în vremurile bune, nu? Când nici nu se făcea verde și deja aveai 10 claxoane în spate. Lucrurile astea care ne fac să uităm că de fapt am fi putut învăța ceva. M-a avut invitat la emisiune un psihiatru, Vlad Stoescu se numește, foarte, foarte emoționantă conversație am avut și am vorbit despre reumanizarea noastră a tuturor, despre cum ar putea toată perioada asta să se termine totuși cu acest beneficiu. Și anume, și culmea, el vine dintr-o problemă tehnică, anume că nu mai sărim să ne întrerupem. Nu știu dacă o să sărim la bătaie în trafic, dar vorbind unii cu alții, s-ar putea să nu mai sărim așa, să ne acoperim în conversație, să ne tăiem vorbele, să încercăm să părem cei mai deștepți din cameră și, în general, să avem răbdare. Mult mai multă răbdare, să fim siguri că am înțeles perfect ce spune cel din fața noastră și abia după aceea să reacționăm. Nu să tragem întâi și după aia să punem întrebarea, genul ăsta, dacă înțelegeți. Cred că fac fraze cam lungi. Dar ce vreau să spun este că partea asta mi-a plăcut foarte mult, pentru că pe mine mă enervează îngrozitor discuțiile prin Skype, pentru că există un delay și prefer dialogul față în față, îmi lipsește foarte mult. Și vorbind cu invitatul, am ajuns amândoi la aceeași concluzie că vorbim cu grijă și cu un tip de politețe pe care, al minter, noi nu prea o mai avem. Și anume că așteptăm să termine cel din fața noastră ce are de spus. Așteptăm încă puțin ca să ne asigurăm că a și terminat ce avea de spus și după aceea putem să intervenim. E o lecție, cred, foarte bună de la care putem începe chiar o viață nouă. Așa că vă doresc să aplicați chestia asta și, în general, să aveți mult mai multă răbdare decât aveți până acum. Nu vă enervați întâi și scuze că dau sfaturi, dar mă uit la mine și înțeleg că totuși s-a petrecut o schimbare în mine. În timpul ăsta chiar am devenit mult mai înțelegător, în ciuda unor scăpări, dar încerc să fac chestia asta. Deci e bine să îi dăm celuilalt o șansă înainte de a-i tăia capul. Și nu uitați, capul ce se pleacă la ghișeu vorbește și chiar dacă se întâmplă la ghișeul online. Bun, v-am pupat pe ceacre, ne auzim marți cu alte vești extraordinare din irealitatea imediată, cum spunea un titlu de carte pe care vă recomand de aminte. Pa, pa! Să petreceți bine și să aveți grijă de voi. Protejați-vă! Mai bine!